Informația momentului, meteorologii au emis o nouă avertizare cod portocaliu de caniculă ce va viza inclusiv capitala. Sunt așteptate zile cu temperaturi ce vor depăși 40 de grade în aproape toată țara. Dar cu datele complete vine chiar acum doamna Elena Mateescu, director în cadrul ANM. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună dimineața! La ce să ne așteptăm așadar? Care sunt mai exact zonele vizate și când să ne așteptăm și la ploi și vijelii? Astăzi vorbim de o avertizare meteorologică de cod galben ce vizează partea de vest, sud, sud-est a țării. Vorbim de val de căldură în aceste zone. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33-37 de grade și nu în ultimul rând indicele de disconfort termic va fi unul ridicat pentru că va exista posibilitatea de a depăși pragul critic de 80 de unități. Iar ziua de mâine va fi caracterizată de un val de căldură în extindere în toată țara, mai precis în zonele de câmpie și de podiș, acolo unde va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat. Vorbim de temperaturi, mai ales în zonele avertizate de cod portocaliu din partea de vest și sud a țării și mă refer aici în mod deosebit la Crișana, Banat și Oltenia și nu în ultimul rând capitala, vorbim de temperaturi care la umbră, la nivelul maximelor, se vor situa între 39 până la 41 de grade, iar în restul țării vorbim de o atenționare meteorologică de cod galben, pentru că și aici vom consemna temperaturi specifice unei zile de caniculă 33-37 de grade și cu siguranță indicele temperatură umezeală va fi peste 80 de unități, dar și minimele vor fi unele pe parcursul nopților ridicate, cu valori de peste 18-25 de grade. În zona litoralului, cum va fi vremea? Va fi o vreme caldă și în zona litoralului ne așteptăm mai ales mâine la temperaturi de 29-30 de grade. Cu siguranță și apa mării va mai câștiga câteva grade în termometre, pentru că și zona de sud-est a țării, Constanța și Tulcea, se află mai ales mâine sub incidența avertizării meteorologice de cod galben. Astăzi și mâine, așadar, va fi, iată, foarte cald. La ce să ne așteptăm sâmbătă și duminică? Se vor menține aceste temperaturi ridicate sau se va mai răcori ușor? Sâmbătă vom vorbi în special în zonele de câmpie, va mai fi caniculă în partea de sud a țării, vom vorbi de temperaturi de 37, posibil 38 de grade, în timp ce în vest deja își vor face apariția precipitațiile și nu în ultimul rând și valorile de temperaturi vor fi unele mai scăzute, vom vorbi de maxime cel mult de până la 26-27 de grade. Iar această etapă mai răcoroasă va dura sau e vorba doar de câteva zile? Este vorba doar de câteva zile. Vom mai vorbi cu siguranță pe parcursul lunii august de temperaturi specifice unei zile de caniculă, pentru că și luna august, prin tradiție, are o frecvență mare a zilelor în care maximele pot depăși 35 de grade Celsius. Iar aceste temperaturi extrem de ridicate nu de multe ori atrag și fenomene extreme. Ne putem aștepta la avertizări nowcasting de vânt, vijelii? Cu siguranță, mai ales, așa cum spuneam, de sâmbătă își vor face apariția în jumătatea vestică. Precipitațiile vor fi averse torențiale însoțite de intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și local căderi de grindină, pentru că schimbul de masă de aer foarte cald și rece aduce, din păcate, aceste tipuri de manifestări și dezvoltări noroase convective. Mulțumim tare mult, doamna Mateescu, pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste informații.